Salut, dragi prieteni! Bine v-am regăsit la o nouă emisiune Pur și Simplu Tineri. Ianuarie este o lună cu multe evenimente pentru istoria românilor. Ne-am gândit să luăm pulsul de cunoștință în materie de istorie, dar și literatură, în rândul tulcenilor, și mai mici și mai mari. Ce a ieșit din acest sondaj veți vedea în imaginile următoare. Te rog, ce sărbătorim noi românii pe data de 15 ianuarie? Pe data de 15 ianuarie... Nu știu. Pe data de 15 ianuarie, numai un pic să mă gândesc. Cred că n-am cea mai vagă idee. Ar fi trebuit să-mi fie rușine? Nu știu. 15 ianuarie. Spuneți-mi, vă rog, ce sărbătorim noi românii pe data de 15 ianuarie? Nașterea marelui nostru poet național, Mihail Eminescu. The Danube Delta is the youngest land of Romania. It formed about 13,000 years ago. Regarding its size, the Danube Delta is the second in Europe after that of the river Volga. It is also the only delta in the world fully declared as a biosphere reservation. It represents a real museum, a natural bank of genes of inestimable value for the world's natural patrimony. ...30,535 animal species and 1,665 plant species live here. They don't need any other presentation. Ai, baby.
În perioada 23-25 martie, la Călimănești, a avut loc din inițiativa doamnei ministru secretar de stat din Ministerul Educației, profesor Paloma Cecilia Petrescu, prima întrunire a reprezentanților Consiliilor Județene ale Elevilor din toată țara. Cu această ocazie s-a constituit Consiliul Național al Elevilor și au fost alese organele interimare de conducere. Alături de elevi au fost prezenți și inspectori educativi. Eu, ca reprezentant al Consiliului Elevilor, sunt președinte al Consiliului Județean. Îmi pare bine că am venit aici, că am fost aleasă de reprezentanții Consiliului Județean. Județul Arad, în cadrul Consiliului Județean al Elevilor, Județul Arad. Fac parte de asemenea din Consiliul Local al Elevilor. Până acum, la nivelul Consiliului Județean al Elevilor, n-am avut decât o singură acțiune care, de fapt, s-a întreprins în cadrul municipiului Brașov și a orașului Bodleab. Cât de mult se simte prezența în școli a Consiliilor Elevilor? Iată o întrebare la care ne-am străduit să răspundem în materialul pe care l-am realizat la Liceul Gheorghe Munteanu Murgoș din Măcin. Echipa de la Pur și Simplu Tineri a fost prezentă la activitatea realizată de Consiliul Elevilor din Măcin, unde s-au dezbătut două teme, motivația învățării și violența în familie. Activitatea a reunit atât reprezentanții ai Consiliilor Elevilor din liceele tulcene, cât și coordonatorii educativi ale acestora și a fost coordonată de doamna inspector Viorica Petre. What a lady, what a lady, what a lady, what a lady.